profităm și de pașii greșiți pe care le-au făcut adversarele noastre. Steaua s-a împiedicat la Alba Iulia, iar Vaslui-ul i-a luat fața în clasament. Echipa lui Lăcătuș a câștigat la limită 1-0 cu Ceahlăul. Cosli a marcat golul de 3 puncte și a dus Vaslui-ul pe podiumul ligii întâi. Vasluienii sunt la egalitate de puncte cu Timișoara și la 4 puncte în spatele liderului CFR. Jucătorii mai visează încă la titlu, chiar dacă au de jucat 3 derbiuri în ultimele 4 etape cu CFR, Steaua și Dinamo. Mai visează pe ceva Vaslui la titlu în acest moment? Jucăm. Dacă noi câștigăm tot meci. Aseară rămân la fel. Depinde numai și numai de noi. S-a dezlănțuit fiara, un suporter l-a enervat la culme pe Lăcătuș după meciul cu Ceahlăul. L-a făcut prost, iar antrenorul Vasluiului a ripostat cu înjurături. Fiecare om are limite în lui și Lăcătuș a înjurat un suporter care l-a jignit la finalul meciului cu Ceahlăul. Antrenorul Vasluiului a fost potolit de capitanul Wesley și a plecat spre vestiar aclamat de ceilalți fani. Nu mai contează, nici nu vreau să mai comentez, că n-are rost să mai fac nervi și acum.